Dragii mei, acum seara la vecernie putem să vorbim mai liniște și putem și să punem niște întrebări elementare care ne ajută în credință, să știți. De pildă, ce sărbătorim noi astăzi? Adică ziua liturgică a început, ce sărbătorim la înălțare? Sigur, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Textele acestei slujbe sunt deosebit de profunde și spun mai mult decât credem sau credeți. Mai mult decât ne îngăduie mintea noastră să urmărim concomitent atunci când auzim o cântare sau ascultăm un text. Ele sunt rodul unei meditații duhovnicești și teologice. N-au fost scrise așa că i s-a părut cuiva că trebuie să umple textul, slujba cu text. Deci pornim de la ideea că sunt niște texte inspirate ale Sfintei Tradiții. Scrise de obicei de oameni sfinți. Două lucruri am auzit eu și aș vrea să vi le dau mai departe și să le tematizăm puțin din textul Sfintei Slujbe. La slava de la vecernie ni se spune: de sânurile părintești nedespărțindu-te prea dulce, Iisuse, și cu cei de pe pământ la oaltă viețuind, deci se descrie foarte pe scurt această condiție a întrupării Domnului. Astăzi te-ai înălțat într-o slavă de pe muntele măslinilor. Se descrie scena istorică. Deci s-a ridicat de pe pământ la cer, de pe muntele măslinilor. Și cu milostivire, înălțând firea noastră cea căzută, ai pus-o să șadă împreună cu Tatăl. Deci firea noastră omenească, omenescul, omenitatea, este ridicată unde? La ceruri. Unde adică la ceruri? Într-o dimensiune a lui Dumnezeu doar. Adică ceea ce a fost creat se urcă la Creator. N-a mai fost niciodată. Pentru că niciodată n-a ajuns creatura să intre în Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă la înălțarea Domnului. Ce înseamnă acest lucru? Textul merge mai departe și ni se spune și se revine în următoarele texte ale slujbei asupra grozăviei acestei situații, acestui eveniment. Pentru aceasta, cetele cerești ale celor fără de trup, adică Sfinții Îngeri, de minune spăimântându-se, deci au fost înfricoșați, cu frică se mirau și de cutremur fiind cuprinse, preamăreau iubirea ta de oameni. Cu care și noi și se continuă. Deci, Sfinții Îngeri se cutremură. De ce? Veți zice, cei nu știau că Mântuitorul a înviat din morți? Asta înseamnă că înălțarea Domnului la cer este mai mult decât o continuare sau o definitivare a stării de înviat al Domnului. Sfinții Îngeri, de ce se miribisc credincioși? Pentru că în ordinea creației, cum a făcut-o Dumnezeu la început, primii din cei creați și în ierarhia de sus pe locul întâi sunt Sfinții Îngeri nevăzute, aceste inteligențe nevăzute. După aceea vine omul care este creat și din materie văzută și din suflet, spirit nevăzut. Deci Sfinții Îngeri sunt deasupra omului în ordinea creației. De ce se miră ei și se înfricoșează? Că ceea ce este sub ei din ordinea creației, adică omul, omenescul, la această sărbătoare și de acum înainte pentru veșnicie, îi depășește. Adică omenescul este adus în Dumnezeu. Deasupra Sfinților Îngeri și deasupra întregii creaturi. Deci are loc o revoluție din punct de vedere a ordinii creației, iubiți credincioși.
are loc o revoluție. Vezi, zice, și ce ne interesează pe noi? Eu sper să nu ziceți acest lucru. Dar ați putea zice că poate e doar o teorie. Nu e o teorie. Deci faptul că îngerii se miră și se înspăimântează, asta înseamnă că noi am putea citi, am putea citi creația și istoria și fi al lumii începând de la înălțare. Începând de la înălțare. Deci asta înseamnă că există, pe lângă creația omului, de la începuturi de tot, există acest eveniment, sigur întemeiat în învierea Domnului, care schimbă ordinea firii, schimbă ordinea cosmosului, văzut și nevăzut. Deci după înălțare lucrurile stau altfel, iubiți credincioși, în ordinea creației din perspectivă creștină. Care sunt consecințele? Copiii noștri, ai noștri, ai dumneavoastră, ai mei, ca și noi, învățăm la școală despre om, Homo sapiens sau Homo sapiens sapiens, că vine dintr-o ordine evolutivă a naturii, din alte mamifere într-o anumită evoluție, zice omul vine din maimuță, foarte prescurtat, deci el este un rod al unei evoluții în natură. Sigur, știința nu își pune problema creației. Religiile abrahamitice, adică creștinii, iudeii și musulmanii, ei spun că omul este creat după Dumnezeu și vin cu istoria Genezei. Nu? Și atunci când noi discutăm cu copiii noștri și se pune pe această problemă, măi, ori e asta, și încerci să le explici copilului că actul creației presupune ceva cu totul special. Ce înseamnă că omul este creat după Dumnezeu? Și foarte pe scurt, noi spunem, omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și o dăm cu lucrul ăsta continuu și zicem că asta este imaginea creștină a omului. Și sigur, e frumos. Însă noi uităm, ca și creștini, un lucru esențial când vorbim despre om. Și v-aș ruga să luați în seara aceasta acest gând. Când vă mai vorbiți despre om, că vorbește Sara la școală, sau Radu, sau cine mai, deci copii de școală, sau dumneavoastră, care sunteți de diferite vârste, și mai vorbiți despre om din perspectivă creștină, iubiții mei, este o diferență între a aborda omul doar la nivelul Genezei, adică că a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că a căzut Adam și toate poveștile, și de a spune în aceeași propoziție că omul, firea omenească, pe care toți noi împărtășim, a fost înălțată la Dumnezeu, a fost înălțată la cer. Înțelegând prin cer, desigur, nu altă galaxie sau altă dimensiune fizică a naturii, ci o dimensiune cu totul și cu totul deosebită de creație, adică a fost adusă în Dumnezeu. Ori asta nu au celelalte religii abrahamitice, ci au doar creștinii, și asta, de fapt, revoluționează imaginea despre om. Mai simplu spus, ca să înțeleagă toată lumea, noi când vorbim despre om, din acest moment al înălțării, noi mărturisim că omul are și o înrudire sau are și o proveniență din cer. Nu? Deci după înălțare, omul nu are doar înrudire cu Adam, cel căzut, cu tot ce a venit de acolo, cu toată această istorie, ci omul, de la înălțare începând, trebuie privit ca fiind rupt din cele dumnezești. Pentru că Mântuitorul a dus firea noastră acolo. Deci s-a desfăcut un drum, s-a început un drum care nu mai poate fi ignorat. Deci dacă sunteți creștini și când vorbiți cu copiii dumneavoastră sau când vorbiți cu dumneavoastră în oglindă și ziceți, măi, eu ce sunt de fapt? Eu ce fac pe lumea asta? Nu mai abordați lucrurile doar raportându-vă la trecut.
și la condiția de fi și fiice a lui Adam, a unei istorii, a unei biografii care a început cândva, și părinții, și bunicii ce au fost, și ce păcate au făcut, și ce genealogie avem fiecare, nu suntem creștini dacă discutăm așa. Nu-i de ajuns. E ca și cum ai pune în paranteză înălțarea Domnului. E ca și cum ai nega această sărbătoare. E ca și cum nu ai lua în considerare că, de fapt, omul, din momentul înălțării Domnului, a intrat, omenescul din noi, a intrat în cele cerești, iubiți credincioși. Asta este o revoluție, este ceva care ridică natura și condiția omului mai presus de îngeri, mai presus de orice. Deci, altfel spus și mai simplu, la înălțare geneza se rescrie. La înălțare geneza se rescrie. Deci nu mai citiți doar Geneza capitolul 1 ca să înțelegeți ce e omul din perspectivă creștină, că rămâneți la un nivel veterotestamentar, învechit și care nu este întreg. Citiți Geneza în același timp și cu ce se spune despre învierea Domnului și cu înălțarea Domnului, ca să vedeți ce înseamnă omul din perspectivă creștină. Deci dacă îngerii s-au înspăimântat, noi cum a trebuit să trăim? Știind că atunci când tu te naști, uite, copiii noștri au în față o viață. Cum e să-i crești spunându-le că noi, de fapt, suntem rupți, suntem înrudiți cu cele dumnezeiești prin Mântuitorul Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos, nu printr-o poveste. Nu printr-o poveste. Putem discuta ce a fost Adam, ce înseamnă simbolul lui Adam. Iisus Hristos nu este un simbol, nu este o alegorie. Iisus Hristos este o persoană. El ne-a deschis o nouă condiție. El ne-a deschis o nouă condiție. Este foarte important. Deci când dumneavoastră și cu copiii dumneavoastră și cu bătrânii dumneavoastră, mulți dintre noi suntem deja în a doua parte a vieții, când vă uitați în oglinda sufletului, zici, ce sunt eu? Pentru ce sunt pe această lume, de ce am venit, încotro merg, puneți în fața ochilor dumneavoastră prima dată imaginea înălțării Domnului Iisus Hristos. E esențial. Și văzându-L pe Iisus Hristos că se urcă la cer, să simțiți că sunteți și dumneavoastră acolo. Adică ceva din umanitatea de care am și o parte, ea a intrat deja în cer. Este esențial pentru a înțelege mesajul creștin. Este esențial. Doar din această perspectivă noi putem vorbi de o spiritualitate, pentru că drumul e deschis. De aceea vorbim de faptul că poți să devii sfânt. Drumul e deschis, e posibil, e practicat, e dus. Deci Mântuitorul ne-a deschis acest drum. E real, e posibil. De aceea vorbim de puterea noastră de a ne lupta cu păcatul, puterea noastră de a ne înălța, credem într-un om împlinit, credem pozitiv într-un om mai mult decât crede toată societatea noastră la un loc, credem în puterea pozitivă a omului de a se redresa și din orice păcat, toate acestea le avem doar pentru că Domnul s-a înălțat la cer. Altfel, iubiți credincioși, cu Adam, cu Eva, cu căderea în păcat, cu aceste istorii, nu le-am avea. Ar fi doar lucruri legate de trecut. Înălțarea este, de fapt, revoluționarea condiției umane și a istoriei umane. Asta trebuie să înțelegeți când sărbătoriți înălțarea. De aceea e trist, și cu asta închei, că sărbătoarea înălțării Domnului nu are la credincioși aceeași evlavie ca învierea, ca pogorârea Duhului Sfânt și ca și Crăciunul. Pentru că ei, de fapt, nu este doar o sărbătoare a lui Iisus Hristos, adică a Domnului, ci este și o sărbătoare a noastră. Știți? Este o sărbătoare a noastră, este o sărbătoare a omului, a ceea ce este omul în sine.